frumoasă cântarea asta și așa ne-a creat o atitudine perfectă să ascultăm predica. Amin? Aș vrea înainte de a predica să rostesc o scurtă rugăciune. Acolo unde sunteți, aș vrea să închideți ochii și să-mi permiteți să rostesc cu voce tare rugăciunea asta. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru din ceruri, își cerem pe parcursul anului care ne stă înainte să putem să pășim pe urmele pașilor Domnului nostru Iisus Hristos. Tată din ceruri, nu doar că am pus acest motto pentru biserica noastră în acest an, ci ne dorim în modul cel mai real, spiritual, să privim țintă la El, El care este căpetenia noastră, stăpânul nostru, Domnul nostru, dar în același timp este și desăvârșirea credinței noastre. Este modelul absolut al credinței noastre. E etalonul spre care tindem. De aceea te rugăm în această zi, încă o dată, Tată, ajută-ne să privim la Domnul Iisus Hristos. Și prin Duhul Tău cel Sfânt, împlinește în viața noastră toate calitățile Lui. Vrem să semănăm tot mai mult cu Hristos. Până când Hristos va lua chip în noi. Până când Hristos va lua chip în cele mai mărunte aspecte ale vieții noastre, ne dorim ca tot acest proces de sfințire să se împlinească în viața noastră, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Te rog, dă-mi cele mai potrivite cuvinte. Și fă, Doamne, ca tot ceea ce învățăm din cuvântul Tău să putem împlini. Îți mulțumesc pentru că știu că m-ai ascultat, pentru că știu că Tu totdeauna ne asculți când ne rugăm după voia Ta. În numele Lui Iisus ne-am rugat prin Duhul Sfânt. Amin. După cum bine știți, anul acesta pășim pe urmele pașilor Domnului Iisus, urmând aceste de predici cu acest titlu. În această dimineață ne vom opri la unul dintre momentele de început a lucrării Domnului Iisus, și anume la alegerea primilor ucenici. Dacă ne uităm în Biblie, avem 4 liste cu cei 12 ucenici. 3 dintre aceste liste le găsim în Evanghelii, una în Cartea Faptele Apostolilor. 3 dintre ele le găsim în, mai întâi în Evanghelia după Matei, în capitolul 10. De fapt, acesta este și textul nostru și dacă aveți Biblia cu voi, aș vrea să deschideți Biblia la Matei, capitolul 10. Mă voi referi în această dimineață la ultima parte din capitolul 9 și la tot capitolul 10. Apoi, al doilea fragment care prezintă o listă cu cei 12 ucenici, îl găsim în Marcu, în capitolul 3, apoi al treilea, în Evanghelia după Luca, în capitolul 6 și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, dar astăzi noi ne vom opri la Matei, capitolul 10. Ce e foarte interesant în legătură cu cele 4 liste e că sunt 3 puncte comune pe care le vom regăsi în toate listele. Și anume, prima e că de fiecare dată primul pe lista ucenicilor e prezentat Petru. Și asta mie îmi dă foarte mult curaj. De ce? Pentru că Petru e un om cu care sau în care ne putem regăsi fiecare dintre noi. Cu lucrurile bune și mai puțin bune. Și după cum bine știm și vom vedea și în această zi încă o dată, Petru e un om în adevăratul sens al cuvântului. De fiecare dată, așadar, pe listele acestea, pe primul loc e Petru. Al doilea aspect pe care le găsim în toate cele 4 locuri din Scriptură e faptul că Iacov și Ioan sunt întotdeauna prezentați împreună, fiind frați. Da? De fiecare dată, Iacov și Ioan, sau fiii lui Zebedei, sunt prezentați împreună. Și apoi, al treilea lucru comun e faptul că pe ultimul loc întotdeauna apare Iuda și în dreptul lui Iuda e trecut această specificație, Iuda, cel care l-a vândut pe Mântuitorul Iisus. Așadar, în toate cele 4 locuri din Scriptură există aceste 3 puncte comune. Aș vrea în această zi să privim la Evanghelia după Matei, la capitolul 10, și vreau să vorbim în mod special despre faptul că fiecare dintre noi, așa cum ucenicii au fost chemați
să-L slujească pe Mântuitorul Iisus, fiecare dintre noi suntem chemați să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. Știți, cuvântul ucenic înseamnă cineva care învață. Deci dacă ar fi să definesc ucenicia, asta este. Câtă vreme înveți de la Dumnezeu, ești în categoria ucenicilor. Apoi, știți că atunci când vorbim despre ucenici, ei mai sunt numiți și apostoli. Apostolos, care înseamnă trimis. Acum, strict din punct de vedere teologic, astăzi, sunt o categorie de oameni care se autointitulează ca fiind apostoli. Strict din punct de vedere teologic, noi nu credem că mai există apostoli în acel sens în care au fost cei 12. În ce sens? Niciunul dintre noi nu ne putem lăuda că am auzit predica de pe munte. Niciunul dintre cei care trăiesc astăzi nu se pot lăuda că l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos vorbind despre sfârșitul veacurilor. Niciunul dintre noi, cei care trăim astăzi, niciun om dintre cei care trăiesc astăzi, nu se pot sau nu pot afirma că l-au văzut pe Domnul strigându-l pe Lazar, Lazare, ieși afară din mormânt, și să-l fi văzut pe Lazar ieșind afară din mormânt. Niciun om dintre cei care trăiesc astăzi pe Terra nu se poate lăuda că l-au întâlnit pe Iisus după înviere și l-au auzit rostind pace vouă. Deci, oamenii aceștia au avut un mandat special din partea lui Dumnezeu. Acești apostoli au un mandat cu totul și cu totul special. Asta nu-i face ca fiind oameni speciali, ci sunt oameni la fel ca și noi, și asta ne dă curaj. Și veți vedea în această zi că au falimentele lor, au luminile lor, au umbrele lor, însă mandatul lor de apostoli a fost unul unic. Acum, strict din punct de vedere semantic, dacă vreți, după sensul cuvântului, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, în calitatea noastră de creștini, ne putem numi apostoli în ce sens? În sensul în care suntem împuterniciți și trimiși de Dumnezeu să slujim acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Câtă vreme înveți ceva de la Iisus, ești ucenic. În momentul în care te-ai instalat în cunoașterea ta și ai senzația că le știi pe toate, și există și categoria aceasta de oameni, ei, în momentul ăla nu te mai poți numi ucenic. Ucenic înseamnă cel care învață. Dar în textul nostru din Matei, capitolul 10, ucenicii se transformă în apostoli. Pentru că Domnul îi trimite, le face o chemare, îi împuternicește, îi învață, le dă autoritate și apoi îi trimite. Și despre această trimitere specială vreau să vorbesc în această zi. Titlul predicii din dimineața aceasta este Chemați să slujească cu putere. Așa cum fiecare dintre noi suntem chemați să slujim pe Dumnezeu cu autoritate, cu impact, în lumea în care suntem astăzi. Acum, în această zi, predica este un mesaj despre misiunea noastră a fiecăruia în parte. Nu vorbesc doar despre misiunea bisericii în general, despre asta am vorbit atunci când am vorbit despre scopurile bisericii, ci voi vorbi despre faptul că fiecare dintre noi avem o misiune specială din partea lui Dumnezeu. Titlul predicii, așa cum v-am spus, este Chemați să slujească cu putere. Textul pe care îl vom avea în față, nu-l voi citi, îl prezentăm așa pe parcursul predicii, se împarte în patru, l-am împărțit în patru ca să fie foarte ușor de reținut. Mai întâi vom avea lista cu cei chemați și vom vedea lista celor 12 ucenici și vom face o scurtă analiză în dreptul fiecăruia în parte și veți vedea că, uitându-ne la ei, parcă avem și noi curaj. Apoi voi vorbi în această zi despre chemarea pe care Dumnezeu le-o face lor. Sunt practic 5 cuvinte care descriu această chemare și sunt 5 cuvinte care descriu și chemarea pe care Dumnezeu ne-o face nouă astăzi. Apoi, al treilea lucru despre care voi vorbi sunt consecințele acestei chemări, care sunt urmările ei. Și apoi, în final, e îndemnul la curaj pe care Domnul Iisus îl face ucenicilor lui. Și vreau să vă spun că dacă nu ar fi avut în intenție să fie valabil și pentru noi astăzi, el n-ar fi fost înregistrat aici în Scripturi. E un îndemn la curaj făcut de Domnul și transmis și nouă prin Duhul Sfânt în această dimineață. Titlul predicii, nu uitați, Chemați să slujim cu putere, la rândul nostru, fiecare dintre noi. Îi vom vedea pe cei ce sunt chemați, vom vedea care este chemarea pe care Dumnezeu o face, care sunt urmările acestei chemări atunci când o asculți, care sunt consecințele ei și în final vom asculta îndemnul Domnului Iisus Hristos la curaj și Domnul să ne ajute să urmăm chemarea Lui. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile eram într-un oraș important din România, după terminarea unei predici,
am simțit din partea lui Dumnezeu să mă duc undeva într-un spital. Chemarea asta părea irațională. De ce? Pentru că n-am primit niciun telefon de la nimeni. Dar la final, la finalul predicii din acea seară, la rugăciunea rostită cu toată biserica, Duhul Sfânt mi-a pus în gând să mă duc acolo, într-un spital. Mai fusesem în spitalul acela să vizitez de vreo două ori doi oameni care m-au chemat, dar de data aceasta nu fusesem chemat de absolut nimeni. N-am mai mers la masă, așa cum se obișnuiește, n-am spus nimănui nimic și m-am dus la spital. În prima fază am parcat în lângă spital și în mine însumi am vorbit cu Dumnezeu și am zis: Doamne, nu vreau să mă fac de râs, mă duc aici, urc în spital, mă trezesc cu careva în față. Dacă e cu adevărat voia ta să fiu astăzi aici, eu când intru în salon, acolo unde voi simți să intru, dacă e vreo reacție negativă, am plecat. Și mi-aduc aminte că am urcat în lift, am oprit la un anumit etaj și am intrat în primul salon. Cum am intrat în primul salon? Nici n-a trebuit să spun nimic. Și vă mărturisesc că în prima fază gândul meu a fost: intru în salon, va fi vreo infirmieră pe acolo, vreun medic, o să-mi spună ceva, și am plecat. Cu multă reticență, cu multă reținere, am intrat în primul salon și nici n-am apucat să intru bine când unul dintre cei care erau bolnavi acolo pe primul pat m-a salutat: pacea Domnului, frate Adi. De câte ori mi-aduc aminte de întâmplarea asta, am așa o emoție specială. Era un om în vârstă, care era în spital de ceva vreme și care mi-a zis: sunt în spital de mai mult timp și l-am rugat pe Dumnezeu săptămâna aceasta să trimită pe cineva la mine. Mi-a zis: copiii mei sunt plecați din țară, de o vreme nu m-a vizitat nimeni, de dimineață te-am auzit predicând la radio, nu m-am gândit că Dumnezeu te va trimite pe tine, dar l-am rugat pe Dumnezeu săptămâna aceasta de mai multe ori: Doamne, dacă îți pasă de mine, trimite pe cineva să mă viziteze. Am fost pur și simplu copleșit de prezența lui Dumnezeu și încurajat de cuvintele acestui om. Vă mărturisesc că nu mă așteptam la ele. Am crezut în momentul în care m-am pășit acolo că m-am dus sub imboldul unui sentiment de moment, cum suntem noi românii, bihorenii, să nu spun noi penticostalii. Am stat cu omul acela, nu mai știu cât, aproape un ceas. Și apoi am plecat, dar vă mărturisesc că pentru mine experiența asta a fost o încurajare mai mare decât probabil a fost, sau nu știu cât de mult a însemnat pentru omul acela vizita mea în spital. De fapt, să știți că ar sluji pe Dumnezeu, pentru unii dintre noi este doar o simplă povară, dar e o povară pe care o ducem cu bucurie. Unii se raportează la slujirea lui Dumnezeu doar ca la o povară. O, iară trebuie să mă duc, iar trebuie să vizitez bolnavi, iar trebuie să mă duc să predic, iar trebuie să cânt, iar trebuie să stau la poartă, iar trebuie să mă duc în parcare, iar trebuie să stau la camera de filmat, iar trebuie să dau bani, iar trebuie să mă implic. Și luăm slujirea asta ca fiind o povară. Dar în realitate, aceia dintre voi care ați trăit slujirea în modul cel mai real, știți că este o povară care îți aduce bucurie. Nu întotdeauna. Sunt momente în care este pur și simplu o înaintare prin credință, când mergi înainte. Nu vezi nimic, nu simți nimic, n-auzi nimic. Deci, bă, iar trebuie să fac. Biblia spune că noi îl slujim pe Dumnezeu nu prin vedere, ci prin credință. Și în virtutea acestui fapt, mergem mai departe. Dar fiecare dintre noi am fost chemați, dintre cei care formăm biserica. Tu, dacă ești credincios și ai o relație personală cu Dumnezeu în Iisus Hristos, tu ești chemat în mod individual să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Biblia spune asta în modul cel mai explicit, cu putință, și nu vreau să vă mai aduc încă o referință din altă parte, pentru că avem astăzi suficiente. Așadar, nu vei avea niciodată scuza că nu ești destul de bun, pentru că vom poposi în această zi la punctul 1 din predică, și anume la cei pe care Dumnezeu îi cheamă. Și dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, vedem lista celor pe care Dumnezeu îi cheamă. Lista o regăsim în versetul 2 și versetul 4. Da? De la versetul 2 la versetul 4. Dacă ați avea Biblia la voi,
Înainte de a poposi aici, v-ați uitat în ultima parte din capitolul 9, ați vedea că Mântuitorul Iisus se uită la mulțimi și mișcat de milă, spune Biblia, spune că mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Și adevărat și astăzi. Și asta va rămâne adevărat până la sfârșit. Pentru aceia dintre voi care faceți parte din departamentele biserice și vă plângeți că sunteți puțini cei care slujiți în mod real, așa a fost de când e lumea și așa va fi până va veni Domnul. Domnul Iisus spune Biblia că mișcat de nevoile care existau în popor, se uită peste popor și vede poporul ca o turmă fără păstor. Și făcându-i se milă, exact asta este expresia. Și în limba greacă, în original, e mai mult decât atât. E un cuvânt foarte puternic acolo, zice, mișcat, până în adâncurile lui. De milă, exclamă, mare este secerișul. Adică sunt foarte multe nevoi, sunt multe lucruri de făcut. Dar sunt puțini oameni care înțeleg că trebuie să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus, uitându-se la ucenicii lui, le spune așa, rugați-vă ca Domnul secerișului să scoată cât mai mulți lucrători. Exact așa le spune. Și eu văd pe ucenici care îl ascultau pe Domnul rugându-se. Este ultimul verset din capitolul 9. Doamne, te rog să scoți cât mai mulți lucrători. Și nici nu deschid ei bine ochii că Domnul le spune, Domnul va asculta rugăciunea, o scoți lucrători, sunteți voi. V-ați rugat astăzi ca Domnul să scoată lucrători? Sunteți voi. Și parcă-i văd pe ucenici uitându-se unii la alții, Doamne, noi? Care noi? Nu ăștia 12? Da, voi ăștia 12. Am văzut în limba engleză scris un raport de cineva care este expert în resurse umane și a făcut o analiză a ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Acum nu citesc raportul, e foarte simpatic. Raportul face o analiză așa foarte puternică în dreptul fiecăruia dintre ucenici și recomandă angajatorului, adică Domnului Iisus, să nu angajeze pe niciunul, face doar o singură remarcă pozitivă, e unul pe care recomand, Iuda, el are foarte multe calități. E hotărât, e determinat, se pricepe la finanțe, ceilalți nu-s de recomandat. Și Domnul totuși îi alege. Și este interesant. Slujitorii de calitate întotdeauna se văd nevrednici. Există o categorie de oameni care întotdeauna se văd foarte vrednici. Mă feresc întotdeauna de ei. Dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că toți oamenii care sunt chemați de Dumnezeu în primă instanță spun, Doamne, nu sunt vrednic. Nu sunt destul de bun. Există, e drept, și categoria celor care nu doar că așteaptă ca cineva să-i pună în slujbă, ei înșiși se autopropun și vin și spun, păi până acum trebuia să te gândești la mine. Dacă vă uitați în cazul acesta, ne uităm la cei 12, pe mine mă încurajează foarte mult. De ce? Pentru că avem unii dintre noi tendința asta de a judeca biserica și de a judeca slujitorii și de a judeca în general oamenii care se implică după un standard al perfecțiunii, da, utopic, care există în mintea noastră. Unii dintre voi nu v-ați botezat pentru că aveți impresia că n-ați atins acel standard. Unii dintre voi nu vă implicați în slujire din cauza că aveți senzația că n-ați atins acel standard de perfecțiune. Din cauza aceasta. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, după terminarea unui program, dar lucrul ăsta se repetă de foarte multe ori la biserici în care poposesc când trebuie să predic ceva de evangelizare, aproape de fiecare dată câte un om care repetă faza asta într-un fel sau altul, vine și îmi spune unul, domnul pastor, eu m-aș pocăi, dar eu când mă pocăiesc, eu mă pocăiesc, nu ca ăștia. Și zic, cum adică nu ca ăștia? Păi zice, hai să-ți explic, că dumneata nu-i cunoști. Ăla, da, nu te uita, zice așa tare că se uită la noi. Ăla spun eu, ălălalt face așa, ăla, vezi că, ăla. Domnul pastor, eu când mă pocăiesc, eu mă pocăiesc. Dar încă nu mă pocăiesc. Dar când mă pocăiesc, eu mă pocăiesc. Dar încă nu mă pocăiesc. Din vreo 4 ori mi-au repetat același lucru. Dar eu când mă pocăiesc, viziuni, minuni, semne. Dar să știi că încă mai am de făcut niște treburi, dar încă nu mă pocăiesc.
Unii avem exact aceeași perspectivă nerealistă asupra slujirii. Nu suntem în stare să ne vedem pe noi, în schimb îi vedem foarte bine pe ceilalți. Și avem tendința asta de a pune un standard, și acum mă refer în primul rând la mine, nu? De a pune un standard în dreptul păstorului sau de a pune un standard în dreptul celorlalți, al perfecțiunii. Unii dintre voi n-ați avut îndrăzneala să vă puneți încă o dată pe lista pentru botez, pentru că voi considerați că n-ați atins perfecțiunea. Și din cauza asta, nu puteți să răspundeți chemării lui Dumnezeu de a sluji cu putere. Haideți să vedem ucenicii Domnului cum au fost. Primul, Simon Petru. Știți ce înseamnă Simon? Domnul îi schimbă numele, spune Biblia, Simon, zis Petru. Zis Petru de către cine? De către Domnul Iisus. Știți ce înseamnă Simon? Simon înseamnă cel care ascultă. De asta îi schimbă Domnul numele. Pentru că dacă îl cunoașteți puțin pe Simon, și mă așteptam să zâmbiți măcar câțiva dintre voi, vă dați seama de ce Dumnezeu îi schimbă numele din Simon în Petru. Pentru că în niciun caz nu îl caracterizează Simon. Simon n-ascultă. Uitați-vă la el. E un om extrem de impulsiv. Gata de fiecare dată să intervină. Chiar atunci când Domnul îi schimbă numele în Matei 16, trântește o afirmație în fața Domnului Iisus și Domnul îi spune: înapoi a mea, Satana. Da, ăsta e un text foarte cunoscut, dar e unul dintre cele care mă fac să zâmbesc de fiecare dată, dar în contextul nostru evanghelic de multe ori e citat foarte greșit, e Matei capitolul 17 cu schimbarea la față. E un text pe care îl cunoașteți. Dar intervenția lui Petru acolo mi se pare fabuloasă. Imaginați-vă schimbarea la față, știți că alături de Domnul Iisus erau trei dintre ucenici. Vă mai aduceți aminte? Era Simon și cei doi frați. Iacov și Ioan. Simon Petru și Iacov și Ioan. Domnul Iisus era pe muntele schimbării la față, împreună cu Domnul apar la un moment dat Moise și Ilie, cei mai mari oameni din Vechiul Testament. Imaginați-vă că sunteți acolo, pe muntele schimbării la față, e o minune extraordinară, o lumină dumnezească. Spune Biblia, într-una dintre evanghelii, că Simon era îngreuiat de somn. Motiv pentru care, la un moment dat, îi spune Domnului: hai să facem trei colibi. I-am auzit pe unii dintre frații noștri luând versetul ăsta și punându-l într-un context pozitiv. Fraților, așa au fost de fain la biserică. Uite, că și Simon i-a zis Domnului să facem trei colibi, să stăm aici. Știți de ce le spune Simon asta? Spune unul dintre evangheliști, vă las pe voi să găsiți unde, zice că Simon, pentru că era îngreuiat de somn, nu știa ce zice. Știi de ce spune asta? Pentru că e cumva deranjat de tot ce se întâmpla acolo. Ei dormind, îi spune Domnului: Doamne, bine ar fi să dormiți și voi, vă facem colibi, puteți dormi și voi liniștiți. Dar intervenția lui e fabuloasă. Biblia ne spune că Mântuitorul Iisus vorbea cu Moise și cu Ilie, plin de lumină dumnezeiască. Despre ce vorbeau? Data trecută când am vorbit aici, v-am povestit despre ce vorbeau. Despre patimile Domnului, despre planul de mântuire al Domnului Iisus, al lui Dumnezeu, din veșnicie. Și în timp ce vorbeau, vă dați seama ce discuție trebuie să fi fost între Fiul lui Dumnezeu, Moise și Ilie. Numai să fie de față la așa ceva. Dar Petru trebuie să se bage și el în seamă. Și apare și el în Matei 17 și 4, îi întrerupe, ceea ce nu e foarte politicos, în toată lumina aia, și face o remarcă cu totul și cu totul fără sens. Zice: este bine să fim aici. Asta am vrut să zic și eu. Parcă îl văd pe Moise uitându-se la Ilie și amândoi la Domnul: Doamne, pe ăsta unde l-ai găsit? Am vrut și eu să zic ceva. Adică Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, întruparea înțelepciunii, stă de vorbă cu Moise, reprezentantul legii, cu Ilie, reprezentantul prorocilor din Vechiul Testament, despre planul de mântuire a lumii, cel mai important lucru din istoria umanității. Și apare Petru și el se bagă în seamă, trebuie să spună ceva. Stați că zic și eu ceva. Se face liniște. Este bine să fim aici. Ce cu asta? E un om impulsiv. El trebuie să zică întotdeauna ceva. Data trecută v-am spus că în grădina Ghețimani
din fericire, nefiind spadasin, ci pescar, nu reușește să taie capul lui Malhu, ci numai urechea. Și Domnul vindecă ceea ce el strică. Dar în același timp, Petru e un om care știe să se pocăiască. Iese afară, după ce se leapă de Hristos, se simte mustat în cugetul lui și se pocăiește. Dar se pocăiește și plânge cu amar, spune Biblia. Domnul a putut folosi pe Petru cu o putere extraordinară în istorie. Cu toate că era un om atât de impulsiv și poate și tu ești la fel, din aceeași categorie. Și spui de multe ori și îți pare rău și zici, bă, dar n-am gândit, dar am zis-o. Știți categoria asta de oameni? Oameni de treabă de altfel. Da, imediat, poate că ești din categoria asta, că ești român, adevărat. Dumnezeu te poate folosi și pe tine. Al doilea, știți care apare? E Andrei, e fratele lui, care întotdeauna stă în umbra lui. Andrei se traduce cu bărbătesc. Ăsta e numele lui. E fratele lui Petru, a fost ucenica lui Ioan Botezătorul. El este cel care îl aduce pe Simon, care mai târziu devine Petru, zis Petru. El e cel care îl aduce la Mântuitorul Iisus. Caracteristica lui Andrei e faptul că tot timpul e șovăielnic. Nu întâmplător se spune că Andrei a adus credința la noi, la români. Vă dau un exemplu numai din... am putea vorbi o grămadă. În Ioan capitolul 6 cu versetul 9, el e cel care vine la Domnul Iisus atunci când apare băiatul cu cele 5 pâini și 2 pești, mulțimea de câteva mii de oameni flămândă, zice, Doamne, ai aici un băiat care are 5 pâini, 2 pești, dar ce sunt astea la atâția oameni? E vocea asta a neîncrederii. Andrei nu-i neapărat omul cu o credință extraordinar de mare și totuși Dumnezeu îl folosește cu o putere extraordinară și moare ca martir, crucificat. Apoi, următorii despre care m-am spus că întotdeauna apar împreună, da? Și Petru și cu Andrei sunt frați, dar nu sunt întotdeauna prezentați împreună. În cazul de față, cei doi sunt întotdeauna prezentați împreună. Iarăși, doi oameni cu un impact devastator în istorie, extraordinar în istoria bisericii. E vorba de Ioan și Iacov, Iacov și Ioan. Ce interesant la ei e că Iacov e primul care moare ca martir, Ioan, probabil că e singurul dintre apostoli care nu moare ca martir. E ultimul care moare dintre ei. Și la ei, dacă ne uităm, Domnul le schimbă și lor numele. Dar în altă parte, spune Biblia că Domnul Iisus le pune numele, vă aduceți aminte? Fiii Tunetului. Știți de ce le pune numele Fiii Tunetului? Pentru că odată Mântuitorul împreună cu ucenicii se duc într-o cetate din Samaria și nu-s primiți. Și ei doi au o idee. Doamne, ce-ar fi să-i trăznești pe ăștia? Foc din cer. Și Domnul le pune numele trăzniții, sau nu știu cum să zic. Fiii Tunetului. Amândoi însă au gând... Era pe vremuri o cântare la noi, la pocăiții penticostali, o cântare de mărire am în inimă mereu. Da? Era în altă direcție. Ei doi aveau cântarea asta de mărire, drept dovadă, își doresc să fie unul la stânga și altul la dreapta Domnului Iisus când Domnul vine în împărăția Lui. Dar nu au tupeul să o spună direct, motiv pentru care se duc cu mama, asta e fenomenală. Amândoi apar în fața Domnului Iisus Hristos, evanghelistul Matei îi dă de gol, ceilalți evangheliști nu-i prezintă așa, venind cu mama, dar în Matei, capitolul 20 cu versetul 20, îi vedem pe cei doi fiii Tunetului, tunet ca tunet, până când e vorba de mama. Vin cu mama și mama vine și spune Domnului Iisus, Doamne, am o cerință, știi băieții mei, vezi, îs băieți faini, băieți deosebiți, uite cum ar, ce bine le-ar sta, unul la stânga și altul la dreapta, dar nu acum când e greu, când vei veni în împărăția ta. E ok care stă pe acolo. Dar când vei veni în împărăția ta, am o idee, unul la stânga și altul la dreapta. Și Domnul se uită la ei și le spune, voi habar n-aveți ce vreți să cereți. Niciunul dintre voi nu puteți bea paharul patimilor prin care eu voi trece. Ei nu înțelegeau la ce se referă Domnul Iisus când spunea cuvintele acestea. Ioan, dacă îi să luăm separat Ioan, e foarte simpatic. În ce sens?
el se auto-intitulează ucenicul pe care îl iubea Iisus. Știți că în fiecare familie, când îți mai mulți copii, fiecare are senzația că pe el îl iubește părintele cel mai mult, că părinții au inteligența asta de a face pe fiecare, pe tine te iubești cel mai mult. Ioan e tot timpul în competiție și mai ales cu Petru. Până și la înviere, după înviere, ați văzut că aleargă. Și Ioan zice, Biblia fiind mai tânăr, aleargă mai tare, dar n-are curajul să intre în mormânt. Între ei tot timpul e o competiție. Ioan simte așa cumva o gelozie în raport cu Petru, Petru fiind liderul născut, Ioan fiind mai tânăr. El atunci când scrie Evanghelia, de 4 ori scrie în Evanghelii, Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus. El se prezintă așa și asta mi se pare tare. Dacă ar fi zis altul dintre evangheliști despre el, ucenicul pe care îl iubea Iisus, nu. Eu și eu dacă scrieam o evanghelie, așa cum am spus și altă dată, și eram și eu printre ucenici, aș fi zis, Adrian, ucenicul pe care îl iubea Iisus. De ce nu? Păi vedeți, pe oamenii ăștia sunt exact la fel ca noi, cu apucăturile noastre. Că noi tindem să-i vedem așa, cu aură în jurul capului, levitând, de o perfecțiune absolută, nici pe departe. Și totuși, Dumnezeu îl folosește pe acest Ioan cu putere atât de mare. Avem Evanghelia după Ioan, cea mai profundă dintre toate evangheliile. Avem cele 3 epistole, 1, 2, 3 Ioan, avem Apocalipsa. Omul ăsta are parte din niște descoperiri extraordinare. Poate și tu regăsești în tine exact apucăturile lui Ioan. Și pe tine Dumnezeu te poate folosi. Și pe tine Dumnezeu te cheamă. E greu să recunoști că ai cântarea asta de mărire în inimă. E greu să recunoști, de exemplu, invidia. Da? Întotdeauna avem senzația că alții sunt invidioși pe noi, niciodată noi pe alții. E greu să recunoști asta. Dar când regăsești în tine durerea asta în fața succesului altuia, că asta e invidia, e durerea sufletului tău în fața succesului altuia, când o regăsești și vezi în tine toate lucrurile astea mărunte și rele, ce caracterizează omul în general, și toți suntem la fel, vreau să vă spun ceva. În ciuda acestui lucru, Dumnezeu ne poate folosi. Și pe tine Dumnezeu te cheamă. Apoi, următorul pe listă este Filip, omul calculelor. Despre Filip, doar asta aș vrea să spun, ar mai fi câteva lucruri de spus, dar mă voi referi tot la momentul cu înmulțirea pâinilor și peștilor. Nu vreau să fac referire și la alt eveniment ca să nu ne pierdem în prea multe detalii, dar în Ioan capitolul 6, de la versetul 5 la 7, spune Biblia că atunci când vin mulți la Iisus și spun, acum ce facem, cum le dăm de mâncare la oameni, cum procedăm, Filipul ăla care merge și numără, cum astăzi vor face băieții de la primire atunci când avem adunare generală, numără câți oameni sunt, ei, Filip asta face, să uite la câți erau acolo, unde te bătui, câți suntem? Și zice Filip, zice, dacă am avea 200 de dinari, ceea ce e cam plata pentru unii, spun 800 de zile de lucru, tot n-am putea să hrănim oamenii ăștia. Da, noi nici n-avem, dar dacă am avea, asta e cu dacă aș câștiga 1 milion de euro. E omul calculelor, omul rațional, omul ăla care tot scanează, analizează și în biserică de foarte multe ori, unii sunt exact din categoria asta. Și nu-i greșit că ești așa. Așa te-a făcut Dumnezeu pe tine, un Filip. Și spui, mă, îs atâța, lucrurile merg așa. Vreau să vă spun ceva, matematica lui Dumnezeu sfidează matematica omenească. Dumnezeu nu este irațional. Nu asta vreau să spun. Vreau doar să spun că rațiunea lui Dumnezeu depășește rațiunea noastră. Că mai există și perspectiva aia care îl încadrează pe Dumnezeu în niște standarde iraționale. Nu, Dumnezeu e înțelepciunea absolută. Numai că fiind infinit în înțelepciune și noi fiind extrem de limitați, noi nu înțelegem întotdeauna căile lui Dumnezeu. Și poate că ești aici și de multe ori analizezi și vezi și zici, mă, dar nu încerca să-L incluzi sau să-L cuprinzi pe Dumnezeu în limitările tale. Și mai ales când e vorba de lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Eu am tendința aceasta câteodată, mărturisesc, de a încerca, de a analiza, de a-L încadra pe Dumnezeu în capacitatea mea de pricepere. Dumnezeu sfidează logica noastră omenească de foarte multe ori. Slăviți să fie numele Lui pentru asta. Apoi, următorul pe listă e Bartolomeu, mai cunoscut sub numele de Natanael. E unul și același. E omul care, fără vicleșiu, cum zice Domnul Iisus,
care, zice, seamănă cumva cu Petru, dar totuși n-are tupeul lui Petru, n-are curajul lui Petru. În Natanael mă regăsesc, face o comparație aici. La un moment dat, când el i-a anunțat că a fost găsit Iisus, Filip vine și îl anunță și zice, l-am găsit pe Mesia. L-ați găsit pe Mesia și cine-i? Păi zice, e Iisus din Nazaret. Și când aude ăsta zice, Nazaret! Poate ieși ceva bun din Nazaret. Și eu am făcut greșeala asta când comparam anumite localități de Temir, unde, cu o localitate din Scriptură. Și ziceam, fraților, Nazaretul e ca și cum ar fi satul, și trânteam un nume de sat care mi se părea mie că sună puțin mai șod, așa, mai interesant, mai ciudat. Și întotdeauna, nu știu cum se întâmpla, că era unul din satul ăla în biserică. Și venea la sfârșit și zicea, frate, dumneata, ce ai cu statul meu? Așa că astăzi nu o să zic, cu toate că am avut așa un imbol, să zic, vreo două nume de sate, care mi se pare mie că sună așa mai interesant, nu dau nume de sat, dar Nazaretul era un sat insignifiant, mărunt, micuț, te gândeai, mă, dacă tătii stăi asta cineva, de undeva, nu te gândești că a fi chiar din Nazaret și să fie chiar Mesia despre care vorbește tot Vechiul Testament. Și Domnul Iisus, primul lucru când îl vede, zice Bartolomeu, Natanael, uită, zice un evreu, un izraelit, în inima căruia nu există vicleșug. Nu-i ușor cu oamenii ăștia care strântesc în față ce au de zis. Dar Dumnezeu te poate folosi și pe tine. Asta e treaba. Știți că noi de foarte multe ori zicem, mă, dar dacă e pocăit, trebuie să fie tot timpul așa... Trebuie să mă trateze cu foarte multă blândețe. Știți că Dumnezeu ne folosește și în funcție de temperamentul nostru? Dacă unul e mai temperamental, Dumnezeu folosește și temperamentul nostru. Da? Temperamentul nu se schimbă în momentul când te pocăiești, doar se îndulcesc lucrurile alea mai amare din el. Următorul e Toma. Pesimistul loial. Da? Sunt categoria asta de oameni tot timpul pesimiști. Toma e omul care se așteaptă la înmormântări când Domnul pregătește învieri. Noi numim Toma necredinciosul, el n-a fost necredincios, el a fost pesimist. Și încă o dată mă regăsesc și în Toma de multe ori. De ce vă zic asta? Pentru că noi suntem români. Și uitați-vă la Toma. Îmi place de el, de ce vă spun că e pesimistul loial? Că în Ioan, capitolul 11, când Domnul vrea să meargă să-l vindece, să-l învieze pe Lazar, zice Toma, la un moment dat, zice, să mergem, să murim împreună cu el. De ce? Pentru că Domnul le spune ucenicilor, zice, știți, Lazar, prietenul nostru, doarme. Și ucenicii zic, păi dacă doarme, s-a face sănătos. Dar Biblia ne spune că el, când spune că doarme, se referea la faptul că Lazar era mort. Și atunci ceilalți ucenici intervin și spun... Doamne, nu e bine să ne ducem în Iudeea, că evreii vor să pună mâna pe tine să te omoare. Și Toma imediat se bagă în seamă și spune să mergem și noi și să murim împreună cu el. Acum, Domnul n-avea de gând să se ducă în Betania ca să moară. Și avea de gând să meargă să-l învieze pe Lazar. Domnul pregătea înviere, Toma se pregătea de înmormântare. Toma e omul ipohondru, care la cea mai mică durere, zice, e cancer. Omul care își face toate analizele de nu știu câte ori și zice, ori greșit doctorii, e sigur, e ceva rău. Toma e omul care întotdeauna vede, cât suntem? Nu sunt aici mai mult de 100 de oameni. Toma e ăla care zice, mă, n-are rost să ne apucăm, că nu o să iasă. Degeaba. E omul care întotdeauna vede întunericul, vede umbra. Dar ce e bun la Toma și îmi place în atitudinea lui, e loialitatea lui. Zice, dacă tot mă pregătesc de înmormântare, mă duc și mor împreună cu Domnul Iisus. Și parcă îl văd pe Domnul uitându-se la Toma și zic, mă, Toma, de data asta nu e vorba de înmormântare, e vorba de înviere. O să participi la ceva ce n-ai văzut în viața ta. Lazar doarme, ne duce să trezim. Dar nu e vorba de somnul ăsta de zi cu zi, e mort și va reveni la viață. Dacă ești pesimist, dacă ești înclinat înspre negativ, a fi creștin, nu, n-aș vrea să te simți complexat, a fi creștin nu înseamnă tot timpul să zâmbești. Câteodată lumea noastră pocăiască, avem așa senzația asta,
Și câteodată mă simțeam complexat, adolescent fiind și citind și eu niște cărți din astea așa mai negative și având și temperamentul ăsta de român și de toamnă. Mă, aici numai tot zâmbesc, tot sunt bucuroși, tot... Eu nu vă spun zâmbiți tot timpul, nu vă spun... Am făcut și eu greșeala asta de câteva ori, bucurați-vă tot timpul, nu vă spun asta. Eu vă spun, urmați-L pe Hristos în fiecare clipă. Dacă Dumnezeu te cheamă, alege să spui da chemării Lui. Și Toma vine și spune Domnului după înviere, la un moment dat, se prăbușește la picioarele Lui și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și mai târziu e gata să moară ca martir de dragul Domnului Iisus Hristos. Poate că și tu ești exact din categoria asta care tot timpul vede negru, tot timpul vede negativ, cu înclinații înspre depresie și tristețe și toamnă și amărăciune și totuși Domnul poate face din tine un om cu atât de multă credință încât să fii gata să mor pentru Dumnezeu. Apoi urmează Matei Vameșu, expert în inginerii financiare. Da, Dumnezeu îl schimbă, nu rămâne așa, să știți. Adică nu poți să rămâi expert în inginerii financiare și să rămâi ucenicul lui Iisus. Dar poți fi din categoria aceea de oameni care au făcut o grămadă de lucruri rele, să te uiți tot timpul la trecutul tău și să zici, bă, eu nu mă încadrez acolo. Acolo-s pocăizii, în aia care toată viața lor au fost la un standard de perfecțiune. Știți ce am învățat? Că de multe ori oamenii care vin din cele mai de jos medii, cele mai păcătoase, când îl slujesc pe Dumnezeu, îl slujesc cu o inimă plină de putere și pasiune, mai mult decât o facem noi, cei crescuți în familii de pocăiți. Am văzut de multe ori mai multă râvnă la oamenii care se întorc din afară. Am văzut mai multe lacrimi la botez în ochii celor care nu sunt crescuți în biserică. Și am văzut atâta dorință de a-L sluji pe Dumnezeu, mai ales în sufletul acestor oameni. Voi cei care ați crescut în biserică, ați văzut toate lucrurile bisericii, și cele bune, și cele nebune. Și de multe ori lucrul ăsta tinde să ne facă să nu mai avem aceeași pasiune pentru Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Chiar dacă trecutul tău n-a fost grozav, și chiar dacă până astăzi, sau până mai ieri, ai avut în viața ta o grămadă de lucruri rele, Dumnezeu te poate folosi cu putere. Mi-aduc aminte, am văzut oameni prăbușindu-se cu fața la pământ, fără să fac niciun fel de chemare, venind la Hristos. Fără să-i chem, oameni care veneau din lumea interlopă, stai de vorbă cu un copil de pocăiți și de multe ori, și eu asta o spun din experiență proprie, că sunt născut în familie de pocăiți, crescut, și parcă e mai greu să te întorci la Dumnezeu așa, pentru că treci prin toate experiențele negative pe care le oferă câteodată biserica, biserica nefiind un loc perfect, pentru că e formată din oamenii ăștia pe care vi-am prezentat, care sunt fix ca noi. Cu toate că au avut un mandat unic, acela de apostoli. Astăzi nu mai suntem apostoli în sensul în care au fost ei. Suntem în sensul în care suntem împuterniciți și trimiși de Dumnezeu fiecare dintre noi. Iacov, fiul lui Alfeu. Uite încă un Iacov. Cine știa de ăsta? Știți cum a rămas în istoria bisericii? E trecut în rândul sfinților ca Iacov cel mic. De ce? A fost cel mai mic, probabil, la vârstă dintre toți ucenicii. Cam asta știm despre el. Acum tradiția spune o grămadă de lucruri, dar nu asta e scopul. Biblia nu ne spune despre el decât atât. E un om mic, Iacov cel mic. Dar tradiția spune că ar fi murit crucificat. Și după el urmează un altul la fel de cunoscut, între ghilimele. Este Levi, zis Tadeu. În altă parte, Biblia numește, parcă fără nicio legătură, Iuda, fiul lui Iacov. Levi, zis Tadeu, e cel anonim. Da? Tradiția ne spune despre el că ar fi murit străpuns cu săgeți. Dar în rest nu găsim în Biblie referințe cu privire la omul ăsta. Uitați-vă, doi unul lângă altul. Unul cel mic, altul un anonim. S-ar putea să fii în biserica asta, să fii pășit aici, ai 14-15 ani, nebăgat în seamă, nu sunt nici măcar părinții tăi cu tine aici și te gândești, bă, ce-ar putea Dumnezeu să facă cu mine? Dacă o să vă uitați în Biblie, veți vedea o grămadă de oameni din categoria asta. De fapt, majoritatea oamenilor care ajung să fie pe scena Scripturii sunt niște oameni mici, aparent neînsemnați, niște anonimi, dar care scriu istorie tocmai pentru că nu o scriu ei, ci pentru că o scrie Duhul Sfânt prin ei.
S-ar putea până această zi să stai acolo undeva, pe o jumătate de scaun, ascuns undeva, poate vii la biserică, mai stai cu capul în telefon, mai îți vezi de ale tale și zici, oricum prin mine Dumnezeu nu va face ceva. Vii și tu să-ți faci norma într-o biserică mare, îți place aici că te poți camufla, nu zice nimeni ce trebuie să faci, îți vezi de treaba ta acolo, le-ai spus părinților tăi că ai venit la biserică, ai făcut și un selfie, te-au văzut, ești aici. Un om aparent mic, inclusiv în ochii tăi. Dar vreau să spun ceva. Dumnezeu poate face lucruri mari cu viața ta. Un om nebăgat în seamă, nu știu dacă te-o băga cineva în seamă. Noi avem acum oameni care trebuie să te bage în seamă, e treaba lor. Când vii, dă mâna cu tine. Mai încerc și eu din când în când și la începutul programului, mai stau pe acolo, pe în spate, când îți pe aici, vă mai treziți cu mine în spatele vostru, mai dau mâna, de multe ori mi se întâmplă că mai dau mâna cu câte un băiat din ăsta de 14 ani, de 15 ani, întreb, mă, ce cauți aici, de unde ești? A, păi, taică-tău, maică-ta. Măi, nu ori venit astăzi la biserică, dar eu am venit aici la voi la biserică. Îmi place muzica, că e programul scurt, că nu ești tu. Asta nu a zis-o nimeni, o citesc în ochii lor. Da, următorul este Simon Cananitul sau Zelotul, un fanatic naționalist. Și Dumnezeu îl folosește și pe ăsta. Un patriot. Era așa de patriot încât era gata să omoare de dragul națiunii lui Israel. Și interesant, v-am zis și altă dată că Domnul Iași îl pune lângă Matei Vameșu, prietenul romanilor, lângă dușmanul romanilor. Că asta e biserica. Unitate în diversitate. Te așează Dumnezeu pe tine, care ai o grămadă de bani în biserică, lângă unul care poate nici nu a făcut duș săptămâna trecută, să încearcă Dumnezeu credința. Te pune Dumnezeu în contextul ăsta și asta e frumusețea bisericii, această unitate pe care Dumnezeu o face între oameni care vin din culturi diferite, din medii sociale diferite, cu școală diferită, cu pregătire diferită și așează Domnul la aceeași masă. E fratele tău pentru care a murit Hristos. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, același om care stă lângă tine, care poate în ochii societății nu contează la fel de mult pe cât contezi tu, din punctul lui Dumnezeu de vedere, are fix aceeași valoare cât ai tu. Și pentru el a venit Iisus Hristos să moară în lumea aceasta. Simon Zelotul, ultimul e Iuda Iscarioteanu, cel care l-a vândut pe Hristos. Și dați-mi voie să vă spun și pentru el. Deosebirea dintre el și ceilalți e că el nu mai vede nicio scăpare. S-a dus și s-a spânzurat. Întrebarea, l-ar fi putut ierta Domnul pe Iuda? Răspunsul simplu, da. Cred din toată inima asta. Nu discutăm aici chestiuni care țin de predestinare, că nu-i treaba acestei predici. Că e numit fiul pierzării și așa mai departe. Ci vreau doar să vă spun că toți ucenicii s-au lepădat de Hristos. Petru, parcă mai abitiri decât ceilalți. Dar toți, până la urmă, se pocăiesc. Iuda refuză să se pocăiască. E un contraexemplu. Dar în același timp rămâne un exemplu pentru noi, în această zi. Nu știu dacă te simți în dimineața asta că l-ai vândut pe Hristos într-un fel sau altul, îți garantez ceva. Dumnezeu te poate ierta. Nu-i cazul vreodată să spui, pentru mine nu mai există speranță, pentru mine nu mai există. E una din greșelile pe care biserica le-a făcut de-a lungul viacurilor, căzând în extrema legalismului și spunând, ăsta nu, ăsta da, ăsta nu, ăsta da. E adevărat însă, vreau să vă avertizez aici, există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire. Există o înșelăciune a păcatului care aduce împietrire. Păcatul care nu se iartă e cel de care nu ești gata să te pocăiești. Iuda nu se poate pocăi. E atât de blocat în el însuși, e atât de prăbușit în sine, încât nu vede nicio scăpare și spune Biblia că s-a dus și s-a spânzurat. Asta e diferența dintre el și Petru. E diferența dintre Saul și David. Că dacă ne uităm la David, David are căderi parcă mai vizibile decât Saul. Și cu toate acestea, diferența fundamentală dintre cei doi e că unul știe să se pocăiască, iar altul nu. În toată istoria Bibliei vom vedea că diferența între cel iertat și cel condamnat e una singură. E faptul că unul știe să se pocăiască, altul nu. Ce anume aduce pocăința e altă discuție.
Dar în această zi vreau să te fac să înțelegi. Dacă te simți păcătos înaintea lui Dumnezeu, te simți slab, uitați-vă la toată imaginea asta a celor chemați. Am fi putut predica despre fiecare în parte. Ei sunt biserica. Ei formează comunitatea lui Hristos. Și la ce cheamă Hristos? O să vă spun, sunt doar 5 cuvinte și mă apropii de final. Sunt 5 cuvinte. 5 cuvinte pe care Domnul Iisus le folosește când e vorba de chemare. Prima este vezi, al doilea cuvânt este roagă-te, primul cuvânt este vezi, al treilea este du-te, al patrulea predică și al cincilea fă bine. Sunt 5 mandate, dacă vreți. 5 cuvinte care descriu chemarea pe care Domnul o face ucenicilor, dar să știți că e valabilă și pentru noi astăzi. Vezi, roagă-te, du-te, predică și fă bine. Poate sună ciudat acest vezi, dar dacă vă uitați în Biblie și veți avea în fața dumneavoastră Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 36 și 37, scrie ceva acolo cumva, ceva ce reîntâlnim în Evanghelie de mai multe ori și pare doar o banală descriere, zice așa. Când a văzut gloatele, consecința e că după ce le-a văzut, ce scrie? I s-a făcut milă. Știți de ce nu ni se face milă? Pentru că nu vedem. Și când spun că nu vedem, nu mă refer la faptul că suntem orbi fizic. În Biblie, de fapt, de câte ori scrie Biblia că Iisus a văzut? Acum, nu se referă doar strict la aspectul exterior. Dacă m-ar întreba cineva, ai văzut pe cutare la biserică? Zice, da, l-am văzut, era acolo. Dar una este să te văd, uite, mă uit la tine în dimineața aceasta și văd doar ceea ce izbește privirea. Dar cei dincolo de aspectul ăsta exterior, eu nu văd. Știți de ce nu văd? Pentru că nu-mi fac timp să văd. Nu-i neapărat atât de greu să văd. Dar pur și simplu, nu văd pentru că nu-mi pasă. Știți de ce suntem atât de puțini slujitori și chemarea lui Dumnezeu e atât de amplă? Adică e nevoia atât de mare și sunt oameni cu atât de multe nevoi și cei mai mulți oameni care vin la biserică preferă să nu slujească. Știți de ce? Pentru că mulți nu vedem. Și nu mă refer la vederea asta fizică, ci la faptul că preferăm să ne uităm doar la aparențe. Ce văd? A, l-am văzut pe ăla cu cămașa așa. L-am văzut pe ăla mai gras. L-am văzut pe ăla mai slab. L-am văzut pe ăla cu ochelari. L-am văzut pe ăla fără ochelari. Și totul se rezumă doar la ceea ce izbește privirea. Când îți vei face timp să vezi, dincolo de ceea ce izbește privirea, reacția următoare, spune Biblia, că i s-a făcut milă. Când vei obișnui, când te vei obișnui să vezi dincolo de ceea ce izbește privirea și vei vedea, de exemplu, că în colegul tău de la lucru e mai mult decât un simplu coleg, în șeful tău de la lucru e mai mult decât un simplu șef, în subalternul tău e mai mult decât un subaltern, colegul tău de la școală e mai mult decât un simplu coleg, este un om făcut de Dumnezeu care are un suflet și care are un viitor și care, dacă nu-i avertizat în privința viitorului, s-ar putea să se ducă în iad. Când vei vedea lucrurile dincolo de ceea ce izbește privirea, atitudinea ta în raport cu Dumnezeu și slujirea și chemarea pe care Dumnezeu ți-o face și cu nevoile pe care oamenii le au, dintr-o dată se vor schimba. Problema noastră e că suntem mult prea superficiali. Alegem să fim așa. De ce? Pentru că ne doare mai puțin. Ceea ce mă miră pe mine câteodată e faptul că suntem atât de orbi, inclusiv în legătură cu oamenii care sunt lângă noi. Și vezi oameni în biserică de foarte multe ori care au în familia lor oameni nemântuiți și ajung să nu le mai pese. Pur și simplu să nu le mai pese. De ce? Pentru că în momentul în care îți pasă, te doare și nimănui nu-i place durerea și fugim de durere, preferăm confortul și pentru că preferăm confortul, ne place să venim la programe care să nu ne deranjeze prea tare. Mă, cum a fost? Bine a fost. Ne-am amorțit o leacă conștiința și ne vedem mai departe de ale noastre. Nu vei sta niciodată la dispoziția lui Dumnezeu până când nu vei vedea. Și rugăciunea mea de fiecare dată e atunci când vin la biserică, Doamne, deschide-ne ochii.
Mă rog câteodată exact ca omul ăla din Vechiul Testament, ca prorocul acela din Vechiul Testament care se roagă pentru slujitorul lui: Doamne, deschide ochii, fă să vadă că de partea noastră sunt mai mulți decât împotriva noastră. Și rugăciunea asta a mea este și pentru Biserica Lumina și pentru fiecare om care vine în locul acesta, oameni dragi, chiar dacă bătălia asta pare câteodată pierdută, chiar dacă avem senzația că în societatea laică în care trăim toată lumea e pe noi, ascultați-mă bine, și toată lumea ar fi împotriva noastră, cei ce sunt cu noi sunt mai mulți și cel care este cu noi este mai tare, slăvit să fie numele Lui. Numai că noi nu ne-am exersat vederea asta care trece dincolo de lucrurile superficiale, dincolo de aparențe, vederea asta duhovnicească care ne mișcă inima, vederea asta duhovnicească care ne face să spunem: Doamne, iată-mă, sunt aici la dispoziția Ta, Doamne, sunt gata să-L ajut pe cel sărac, Doamne, sunt gata să mă duc să predic Evanghelia, Doamne, sunt gata să stau pentru Tine acolo, locul acela, în ungherul acela necunoscut și nebăgat în seamă de oameni, sunt gata să stau la dispoziția Ta. Însă pentru că vom prefera mai degrabă confortul și să nu ne doară și să nu ne pese și să ne uităm doar la aparențe, vom prefera să rămânem morbi. E primul lucru, vezi. Al doilea pe care îl evităm de multe ori. Domnul spune, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. Rugați-vă. Când Dumnezeu te cheamă, roagă-te. Da, e nevoie de tine acolo, știi să faci lucrul ăla, dar înainte de a-l face, roagă-te. Sărim peste rugăciune de cele mai multe ori. Bă, și eu pot să fac treaba asta. Și te trezești că trebuie să faci un lucru în biserică și dintr-o dată ești împodmolit în el cu toate că știi să-l faci. De ce? Pentru că ai sărit peste rugăciune. Știi să faci treaba aia. Îi nevoie în biserică de făcut, îi nevoie. Și totuși, de ce te-ai împodmolit? Pentru că n-ai făcut ce spune Scriptura aici. Pentru că ai făcut un lucru mânat doar de ceea ce ai vrut tu să faci. Sau mânat doar de nevoia care exista acolo. Rugați-vă, a zis Domnul. Rugați-vă. De ce? Vă aduceți aminte, ucenicii știau ce să predice, știau. Aveau pregătirea făcută, da. Ucenici înseamnă om care învață. Au învățat de la Domnul Iisus 3 ani și jumătate, au învățat. Și totuși Domnul le spune, înainte de înălțare, nu vă îndepărtați de la Ierusalim până când nu veți primi o putere. Nu plecați să predicați, nu plecați să slujiți, nu vă apucați de slujit până când nu primiți această putere. Înainte de a face ceva, oprește-te aici. În popasul acesta al rugăciunii, pentru că Biblia ne spune că atunci când în ziua de Rusale, în ziua cinzecimii, ucenicii erau adunați toți la oaltă și ne spune Scriptura acolo în Fapte 1 și apoi în Fapte 2, dar în Fapte 1 spune că acolo în odaia de sus se rugau împreună. Înainte de a trece la următorul pas, când Dumnezeu te cheamă, oricare ar fi chemarea ta, orice faci, și că stai în parcare și orice faci. De ce? Pentru că te vei trezi în niște situații din care nu o să mai știi ce să faci. Roagă-te. Apoi, al treilea lucru, du-te. Unii rămân doar la faptul că văd, se roagă, dar nu se mai duc niciodată. Așteaptă întotdeauna să meargă alții și Domnul Iisus le-a zis să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, și mai degrabă să vă duceți la oile pierdute ale casei lui Israel. Și ce înseamnă asta? Nu înseamnă că Domnul rezumă toată lucrarea de mântuire la evrei, ci se referă la faptul că există o anumită prioritate. Când te duci, nu le poți tu rezolva pe toate. Există o anumită prioritate. Atunci, la momentul respectiv, Domnul rezumă lucrarea aceasta de proclamare a Evangheliei la evrei. După aceea, spune, mergeți în toată lumea. Dar există întotdeauna o ordine a priorităților. Când Dumnezeu te cheamă să slujești, există niște priorități pe care trebuie să le urmezi. Noi suntem tentați, mai ales atunci când începem, să facem tot și după aia nu mai rămâne nimic. De fapt, în realitate, nu mai rămâne nimic dacă n-ai o ordine a priorităților, că nu le poți tu rezolva pe toate și nu le poți tu face pe toate. Apoi predică. Și asta e valabil pentru fiecare dintre noi. Toți trebuie să vorbim Evanghelia, toți trebuie să o proclamăm, toți trebuie să o spunem mai departe. Era o vorbă cu care nu m-am împăcat niciodată, am auzit-o de foarte multe ori spunând că dacă
Suna ceva de genul, acum, nu știu, o parafrazez din limba engleză, dar pare mi se că am văzut-o pe net pusă de mulți, inclusiv în limba română, dar era luată în engleză, că majoritatea celor din această generație știu bine limba engleză. Era ceva de genul, proclamă Evanghelia și dacă e necesar, să folosești și cuvinte. Acum știu că sună profund, dar e greșită. De ce? Că întotdeauna e necesar să folosești cuvinte. De fapt, Domnul Iisus le spune foarte clar. Zice, propovăduiți. Și ce înseamnă să propovăduiești? Cuvântul folosit, cheruso, în grecește, acolo, este exact asta înseamnă. A spune, a vorbi. Nu există, a... Dacă trebuie neapărat să folosești și cuvinte, poate suna așa, sună interesant, sună profund, dar e neadevărat. Evanghelia trebuie spusă. Trebuie spusă cu înțelepciune, trebuie găsit contextul potrivit, dar trebuie spus. Și apoi, fă bine. Apropii de sfârșit, ca să vii să mă ajut, te rog, că avem și adunare generală. Fă bine, zice Domnul Iisus așa. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, curățați pe leproși. Scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați, adică nu pui taxă pe vreo slujire. Și zice să nu luați nici aur, nici argint, nici... și le spune acolo, nu luați nici traistă pe drum, nici două haine, dacă ai două... Vedeți, asta e un mandat pe care Domnul îl încredințează ucenicilor lui, apostolilor. Și apoi le spune la final că-și vrednic este lucrătorul de hrana lui. Deci, pe de o parte, în primă fază spune să nu luați bani, pe de altă parte, la final zice vrednic este lucrătorul de plata lui. Pare că se contrazice, dar nu se contrazice deloc. Ce vrea să spună Domnul Iisus aici e un lucru simplu. Eu am să vă port de grijă. Eu am să vă port de grijă. Adică, voi faceți bine. Tot ce vedeți aici, observați, vindecați pe bolnavi. Nu toți bolnavii se vindecă, dar Dumnezeu ascultă rugăciunea câteodată și vindecă. Uite, numai aici, în biserica asta, dacă ar fi să dau câteva exemple când mă gândesc în momentul de față, dar Dumnezeu intervine așa cum vrea El. În urmă cu câteva luni de zile ne rugam pentru sora Corina, ea era în spital, vorbeam cu ea și îmi spunea că speră ca Domnul să o ia acasă și astăzi am văzut-o aici în biserică. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Simona, nu știu cum e băiatul tău, ne-am rugat și pentru el. Îi aici astăzi, nu e aici. Ne-a rugat și pentru el, era într-o situație în care ne spunea că nu mai sunt șanse mari din punct de vedere medical, a fost într-o situație groaznică în urma unui accident și totuși astăzi este viu și Dumnezeu a lucrat în dreptul lui. Și sunt multe alte exemple dintre voi, dintre cei care veniți la biserică aici. Continuăm să ne rugăm pentru cei bolnavi. Continuăm să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Familia Buciuman, ne rugăm mai departe pentru Lavinia. Credem că Dumnezeu va aduce vindecare totală și în dreptul ei. Și în dreptul lui George. Ne rugăm pentru micuțul Elias. Rugă pe tata lui Elias aici. Săptămâna viitoare îl duceți joi seara. Joi mergeți la Cluj, nu? Ne rugăm pentru el. Joi va fi vreo intervenție sau doar îl duceți la control acolo? Ca Dumnezeu să se atingă de inima lui, nu? Dumnezeu să se atingă de micuțul Elias. Amin. Care e misiunea bisericii? Ea rămâne aceeași. Care a fost misiunea apostolilor? A zis așa, vindecați bolnavii, înviați pe morți, le spune lor. Deci curățați pe cei leproși, scoateți afară dracii. Și toate celelalte. Acum, încă o dată, noi nu credem că în mod obligatoriu, dacă devii creștin, nu propovăduim o Evanghelie a prosperității și în mod obligatoriu toate semnele astea se împlinesc. Trăim într-o lume dominată de păcat, de suferință și de moarte. Dacă Dumnezeu alege din 10 oameni să vindece unul, dacă Dumnezeu alege ca 10 oameni, toți 10 să se îndrepte înspre moarte, acum știți cum e? Dumnezeu e Cel care are ultimul cuvânt întotdeauna. Treaba noastră e să facem ce a zis Domnul Iisus. Să facem cât putem mai mult bine. Dacă un om bolnav îmi cere să mă rog, mă voi ruga pentru el. Dacă un om nenorocit cere să-l ajut și pot să-l ajut, îl voi ajuta atât cât pot. Conștient fiind că, de fapt, eu am niște limite foarte clare.
nu vreau să proclam lucruri pe care eu nu le pot face. Pot să fac doar ceva. În mod absolut, fiind dependent de Dumnezeu, să zic lui Dumnezeu, Doamne, aduc înaintea Ta acest om bolnav. Dacă Tu vrei să-l vindeci, Tu-l poți vindeca. Câteodată Dumnezeu, și de cele mai multe ori Dumnezeu alege să ne lase să trecem prin valea umbrei morții, prin încercări, prin necaz, prin durere, prin suferință. Asta e lumea în care noi trăim. Minunea este întotdeauna o excepție. Minune, de-aia se numește minune, că altfel nu s-a numit minune. Minunea este o excepție în planul lui Dumnezeu. Pe ce anume se bazează? Pe un singur lucru, pe harul lui Dumnezeu. Pe favoarea pe care Dumnezeu o face în mod nemeritat. Pentru că dacă ar fi să calculăm așa strict după mintea noastră și zice, Doamne, din 10 oameni bolnavi, de ce doar unul se vindecă și eu alți nu? Nu știu. Dacă m-ați întrebat pe mine, nu știu ce să vă răspund. Știu doar un lucru, că am încredere în alegerea lui Dumnezeu. Mai știu ceva, că viața asta nu se termină la mormânt. Și asta îmi dă cel mai mult speranță. Că viața asta, nu știu de ce ne legăm atât de mult de treburile astea care țin doar de vindecările care țin de lumea asta. Viața asta este doar un început. Ne așteaptă mult mai mult în viitor. De ce mi-ar fi frică de faptul că trebuie să mor? Când știu că dincolo de moarte mă așteaptă o veșnicie cu Dumnezeu. Așa că, până una alta, eu sunt chemat să împlinesc o misiune. Misiunea mea e să văd, să nu fiu orb. Misiunea mea e să mă rog. Misiunea mea să merg. Misiunea mea să predic cât pot. Și misiunea mea e să fac cât mai mult bine, dar în dependență absolută de Dumnezeu. Care vor fi urmările? Care sunt consecințele? Ne spune Domnul Iisus, nu vă așteptați să fiți primiți cu flori. Nu vă așteptați să fiți primiți cu aplauze. Nu știu de ce avem noi senzația asta că oamenii ar trebui să ne primească bine. Domnul le spune, dacă cineva nu mă iubește pe mine mai mult, și citiți tot capitolul 10, dacă nu mă iubește cineva mai mult decât își iubește, chiar familia lui nu este vrednic de mine. Veți fi dați pe mâna dregătorilor, veți fi dați duși în fața judecătorilor, veți fi judecați. Zice la un moment dat Mântuitorul Iisus, chiar cei din familia voastră se vor ridica împotriva voastră și unii dintre cei care veniți aici la biserică știți despre ce vorbesc. Faptul că ți-ai asumat să răspunzi chemării lui Dumnezeu cu da și i-ai spus lui Dumnezeu, da, Doamne, vreau să te urmez pe Tine și ți-ai pus numele pe lista pentru botez, ba mai mult, îl slujești pe Dumnezeu cu abnegație în fiecare zi, poate ai chiar în casa ta, în familia ta, pe cineva care își bate joc de tine și tot timpul îți spune piedici, spiritual vorbind. Vreau să spun ceva în această zi. Astea sunt consecințele. Citiți-le, sunt acolo, nu vi le prezint pe toate, că sunt multe. Zice Domnul, vă trimit cum? Ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dar dacă sunteți niște oi în mijlocul lupilor, zice, vă trimit, dar fiți înțelepți. Îmi place expresia asta, înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. E o imagine extraordinară. Adică nu trebuie să fim cumva, să căutăm persecuția, să căutăm chestiile negative. Dar fiți conștienți de ele. Fraților, mai mult ca niciodată, spun Bisericii Lumina asta, pentru că și noi am trecut printr-un episod nu foarte fericit, acum o lună de zile aproximativ. Acum, mai mult ca niciodată, nu vă așteptați ca biserica să fie aplaudată. Nu așteptați ca oamenii să vă vorbească de bine. Noi nu suntem aici ca să facem pe placul oamenilor. Suntem aici să fim pe placul lui Dumnezeu. Nici nu căutăm persecuția cu tot din adinsul, că există și extrema aia. Nici nu avem mania asta de a ne autovictimiza, de a spune că toată lumea ne vrea rău. Nu. Dar în același timp sunt perfect conștient că trăiesc într-o lume căzută în cel rău, că stăpânitorul lumii acesteia și a forțelor întunericului este diavolul și care lucrează împotriva bisericii și va lucra până la sfârșit. Fiți conștienți de asta. Biblia spune acest lucru. Nu te aștepta ca, nu știu, colegii tăi de la școală să aprecieze faptul că tu nu fumezi împreună cu ei, că nu te duci unde se duc ei. N-aștepta laude din partea lor pentru asta. Așteaptă-te la ce spune Scriptura aici. Dar mai zice Domnul Iisus și cu asta voi încheia. Mai zice ceva. Dacă cineva se va rușina de mine în fața oamenilor și eu mă voi rușina de omul acela în fața Tatălui. Domnul zice, de ce să vă fie frică? Și le dă îndemnul la curaj, la final. Temeți-vă mai degrabă de cel care vă poate pierde și trupul și sufletul. Nu vă temeți de oameni.
Și când veți ajunge în fața autorităților, spune, și veți fi persecutați, spune Domnul Iisus acolo, extraordinar, le spune ucenicilor lui, nu vă gândiți la ce urmează să spuneți. Asta nu e un îndemn pentru aia care se pregătesc la predică și nu vor să se pregătească că o să le dea Duhul Sfânt, ci se referă la contextul în care ești persecutat. Când va trebui să stați în fața autorităților, zice, mi se pare în versetul 19, și nu veți ști ce să spuneți. Vi se va da pe loc. Și acolo în versetul 20, așa de fain, zice, Duhul Tatălui va vorbi prin voi în momentul acela. Când la școală, în jurul tău, vor fi oameni care să-ți bată joc de tine, când colegii tăi vor râde de credința ta, când în societatea în care trăiești vei fi văzut ca un înapoiat și că lucrurile pe care tu le faci sunt absurde, vor fi catalogate ca atare și oamenii te vor vorbi de rău și se vor comporta, poate nu neapărat fizic, dar vine vremea să știți că urmează și partea aia când se vor comporta fizic rău cu noi, când vom trece prin persecuție. Dar până una alta, când te vei simți într-un fel sau altul pus la colț, spune Domnul Iisus, nu vă temeți, nu vă temeți de oameni. Ce vă pot face oamenii? Iar când voi veți fi pus la colț și ăialalți vor râde de voi și vei suporta anumite consecințe pentru că tu alegi să trăiești în ascultare de Dumnezeu, în clipa aceea, Duhul Tatălui va vorbi prin tine, Dumnezeu o să-ți dea cele mai potrivite cuvinte. Și când ăialalți vor râde de tine și vei fi pus în situații în care, mă, nu știi cu înțelepciunea ta ce să răspunzi, Duhul lui Dumnezeu îți va spune ce trebuie să răspunzi. Dar tu și cu mine suntem chemați să răspundem cu da chemării de a sluji pe Iisus Hristos cu putere în generația aceasta. Acolo unde Dumnezeu te-a așezat, Dumnezeu te cheamă și pe tine, așa cum cei 12 au fost chemați să stai la dispoziția Lui, n-ai nicio scuză să spui nu. N-ai nicio scuză să spui, nu am caracterul cum ar trebui, n-am temperamentul bun, n-am pregătire destulă, nu, oamenii ăștia au fost pescari, unii dintre ei n-au avut prea multă școală, nu poți să spui, sunt un anonim, nu mă bagă nimeni în seamă, unii dintre ei au rămas anonim toată viața lor, cu toate că au făcut parte din grupul celor 12. Și tu, acolo unde ești, poți să stai la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu poate face lucruri extraordinare prin tine și poate Dumnezeu prin tine să se manifeste cu putere. Aș vrea să încheiem această zi cu o rugăciune. Nu mai facem nimic altceva. De data asta facem doar o rugăciune. Știu că în mod obișnuit ar fi trebuit să vină trupa aici în față, dar pentru că urmează și un timp de adunare generală, vreau să fac doar o simplă rugăciune.